În căutarea propriilor drepturi personale, astăzi vreau să continui ce am lăsat data trecută legat de acea proprietate publică. V-am dat și pe internet, cei care mă urmăriți, două foi acestea, în care am scris așa, către Spitalul de Psihiatrie, Bălăceanca. Și am zis, subsemnatul eu, și am zis mai departe, în urma spionajului fără precedent în lume, asupra mea, cu folosirea tot felul de arme electronice, că cititoare de alea de creieri, că nu știu ce camere pe în casă, folosesc tipii și infrasunete și ultrasunete, dar se prefac că nu folosesc, dar știu eu ce am cu escrocii voștri, nu e nicio problemă. Mai departe, și ce am zis eu, și contraatacul anticapitalist și alt anti-PLN-ul din partea mea, de asemenea fără precedent în lume, am ajuns cu războiala la punctul în care capitalismul și capitaliștii nu înțeleg a cui este proprietatea publică. Am atașat și documente legate de această proprietate fundamentală. V-am mai scris și vouă pe acolo și prin pe internet ce am atașat. Constituția lui Ceaușescu din 1965. Asta vreau să trimit la Spitalul de Psihiatrie. Asta e treaba, da? Și le spun și documente am atașat acolo. Da? Documente legate de această proprietate fundamentală care constituie din punct de vedere legal juridica fundamentală de crearea unui stat modern din ziua de azi, înscris în Carta ONU. Cel mai important document în acest sens fiind Constituția din anul 1965. De ce am spus așa? ONU s-a format, Organizația Națiunilor Unite s-a format după al doilea război mondial. Și eu încă n-am reușit să găsesc ziua și anul când țara asta în care trăiesc s-a înscris în Organizația Națiunilor Unite. Cu ce fel de cadastru de țară și ce alte particularități mai sunt acolo? No. Dar noi știm din toată logica aia care v-am prezentat-o și se vede și în carte, că v-am tot spus-o, în primă instanță, un stat modern din ziua de azi are ca tipată proprietate proprietatea publică. În primă instanță. De ce? Pentru că nu vine nimeni cu un certificat de proprietar să zici că eu am fost boierul nu știu care și am avut atâtea latifundii. Eu am fost frate cu Ștefan cel Mare și am atâtea domenii. Și tot așa. Și în primă instanță, la Organizația Națiunilor Unite, o țară, un stat modern, se înscrie ca proprietate publică. E, mai departe, ce se întâmplă în interiorul la statul ăla, deja devine o problemă aproximativ internă a fiecărui stat. Că rămâne tot proprietate publică și de acolo și-a decurs toată rânduiala cu cooperativismul, da? Pe economic, cu cooperative, cu toate alea pe acolo, cum era pe vremea lui Ceaușescu cumva, sau autoconducere, să fie nu partidul public, cum era Ceaușescu, o se transformă într-o economie mixtă și proprietate publică, dar și privată a statului și a patronilor, o se transformă în totalitarismul ăsta capitalist, în care totul se duce spre capitaliști, voi nu aveți niciun fel de proprietate în țara voastră și nici decizie pe ea, și se duce toată decizia voastră sus la vârf, la partidele capitaliste și peleniste, și ei decid în contul vostru, de pe partea voastră de coproprietate, da? Că aveți toți cotă indiviză, ei decid în locul vostru și ce decid? Decid împotriva voastră, evident. Că nu sunt partide publice, ca Ceaușescu să facă pentru voi, pe cotă indiviză, sunt partide capitaliste, să facă pentru cine? Pentru escrocii lor. Da? Asta e ideea de bază, ce am spus aici. Bun, și mai departe. Eu am spus așa, cel mai important document în acest sens e Constituția din anul 65, pentru că a fost cea mai bună Constituție a țării astea. Constituția din 1866 e prima Constituție și e destul de slăbuță, a din interbelic la fel e slăbuță că e marginală, că e capitalistă,
alea din 47 și din 1954, la fel erau mai staliniste un pic, nu erau suficient de bune. Constituția din 1991, de acum la fel e marginal capitalistă și nu extrem de bună. Și cea din 1965 rămâne cel mai important document și cel mai consistent ca privit din orice punct de vedere juridic și uman și ca drepturi. Ăla rămâne. Aia care? No, și de-aia am pus-o pe asta din 1965. Dar se poate continua, se poate duce și în urmă cu niște lucruri treaba asta, ca să vedeți că așa e treaba, cum zic eu. Bun. Și în Constituția din 65 spune că statul socialist, adică Partidul Comunist Român, e titularul proprietății publice pe care o administrează în numele întregului popor. Bun, așa e. Ați văzut că v-am dat și patru hârtii din carte, de aici, vi le-am pus pe internet, în care am vorbit de proprietatea socialistă, adică publică. Socialist e cuvânt politic care denumește public, vorbește de ceva public. Da? Și zice proprietatea socialistă și formele ei. Da, și v-am dat acolo, la litera C aici, membrii societății socialiste, membrii societății publice, da? Ca subiecți ai relațiilor de proprietate, au o poziție egală față de mijloacele de producție. Fabrici, uzine, lucruri din astea, da? Și au poziție egală. Dar asta înseamnă public și pe cote indiviză fiecare, că ai o poziție egală. Și auziți mai departe, egală față de mijloacele de producție și de rezultatele producției, da? Și ce beneficiezi de pe producția aia. Mai departe, ei sunt coproprietari ai avuției naționale. Da? Deci ești coproprietar. Că nu ți-o dat în mână Partidul Comunist hârtia de coproprietar național, așa zice, numai proprietar în casa ta sau alte mărunțișuri, certificat de coproprietar național, pe toată națiunea. Ești coproprietar. E, astea nu vă spune nimeni nimic. E, dar ăștia spun socialiștii, da? De pe vremea lui Ceaușescu. E foarte clar, da? Deci aia era proprietate publică și se mergea pe tiparul public de a face lucrurile. Cum v-am înșirat? Ca pe foaia asta la aici, așa? Cu lucruri din astea. Ce derivă din proprietatea publică? O cotă parte egală, indiviză, cum rămâne acolo, da? Se întâmplă, că ești coproprietar, se întâmplă o autoconducere. Dar cum o faci? Prin referendumuri. Dacă, cum să te autoconduci pe acolo național? Prin referendumuri. Nu cum vă îndrugă partidele, că las că decidem noi în locul vostru și împotriva voastră, cum fac capitaliștii. Da? Și mergi pe toată o rânduire aia. Ai societatea publică. Da? Societatea socialistă, cum zicea ei pe vremuri. Bun. Și ce mai zice pe aici? Ca să vedeți treaba. Că nu era neapărat autoconducere atunci. Și zice așa. Statul socialist, ca reprezentant al întregii societăți, administrează această avuție. Conduce opera de dezvoltare a societății. Asta înseamnă că statul socialist, cine e? Păi în sine povești ar trebui să fim noi toți. Știi? Dar și pe vremea aia altă. Era un partid și era Ceaușescu acolo, care decidea el public în locul nostru și făcea lucrurile publice. Și uite, spune și aici, la următoarea foaie ce v-am dat-o cu reglarea socială, obiect al conducerii economiei socialiste, economiei publice. Și zice aici, în sistemul conducerii societății socialiste, adică publice, locul central revine Partidului Comunist al clasei muncitoare, care pe baza teoriei socialismului științific, adică o economie publică științifică, da? A studierii realităților interne și internaționale, a analizei și generalizării propriei experiențe și a experienței altor partide, elaborează programul construcției socialiste și comuniste și politica economică și socială. Unește, mobilizează și conduce masele de oameni ai muncii pentru înfăptuirea programului și politicii sale, ale partidului. Deci a fost un pic
hoț și partidul al lui Ceaușescu, da? Deci nu ne-au făcut nouă autoconducere să ne conducem prin referendumul și așa mai departe. Deci trebuia să înfăptuim problemele partidului, care credeau ei că sunt publice și vitale. În sinea poveștii, când te uiți prin carte, se vorbește bine, se face bine lucrurile. Dar lipsea referendumul în toată povestea și fiecare să decidă pentru el. Așa cum scrie și în Constituția din 1965, în care spune într-un articol, din primele articole pe acolo, că poporul e liber și stăpân pe soarta sa. Păi a fi liber și stăpân pe soarta ta înseamnă să ai referendum pe cotă indiviză, pentru ca fiecare să fie liber și stăpân pe soarta sa. Și dacă fiecare e liber și stăpân pe soarta sa, atunci tot poporul e liber și stăpân pe soarta sa. Nu? Ca deducție logică sau inducție. Că pornești din om în tot poporul, da? Sus la vârf. Nu? Așa se înțeleg lucrurile și se fac. Bun. Deci v-am explicat treaba, da? Ce înseamnă stat socialist, că de fapt era nenea Ceaușescu acolo și toate alea pe acolo, da? Și proprietatea publică, domne, noi suntem coproprietari. No. Și ce mai zice mai departe, ca să lămurim treaba? Statul socialist, adică Partidul Comunist, că ocupă locul central, da? Statul socialist este titularul proprietății socialiste, adică publice, a întregului popor asupra mijloacelor de producție și reprezintă interesele generale, fundamentale ale națiunii. Așa cum credeau ei că e atunci. Și fiți atenți aici, mai departe. Organizat pe principiile democrației socialiste, că democrația socialistă era un fel de, domne, pe referendumuri și autoconducere. Au făcut ei ceva organizare, dar insuficient. Mai departe. După aceea, statul ia decizii cu putere de lege. Nu, noi ar fi trebuit prin referendumuri să luăm decizii cu putere de lege. Da, lasă așa. Bun. Așa au fost atunci. Obligatorii pentru toate compartimentele activității economico-sociale, pentru toți membrii societății. Da, să citiți alea patru foi ce vi le-am pus pe internet, pe Facebook-ul meu. Da, ca să vedeți mai larg toată povestea și cu proprietatea, cine era titularul și așa mai departe. Și să continuăm în foile astea ce le-am scris, să vedeți cum se potrivesc lucrurile și așa e și în realitate. Bun, după ce am zis că cine e titularul proprietății publice, am trecut mai departe. Bun, mai departe, după evenimentele din decembrie 1989, da, evenimentele, capitaliștii au suspendat Constituția din 65. Eu n-am suspendat nimic, capitaliștii probabil. Așa. Au confiscat cu legea abuzivă 15 din 1990, căutați legea abuzivă 15 din 90 pe internet. Și uitați-vă la primul articol, că ăla e cel mai important. O lege se înțelege după primul articol. Știți voi, cum v-am învățat, general particular. E, generalul la toată legea e primul articol. Și spune că fabricile și uzinele proprietate publică a tuturor au fost transformate în societăți comerciale și regii autonome. Ați înțeles? Deci ca și cum ei au fost proprietarii, au devenit proprietari pe fabricile alea publice ale tuturor pe cotă indiviză și le-au transformat în societăți comerciale capitaliste. Ale cui? Private ale noului stat capitalist, ale Frontului Salvării Naționale. Nu e așa, ca așa a fost. Ați avut voi ceva de pe urma la fabrici și uzine? Nu. Nu vi s-o da nimic. Doar acele părți sociale care le-ați băgat din banii voștri, le-ați vi s-o da repede înapoi, că e așa scandal. Dom'le, fabricile și uzinele așa nu prea știu că sunt ale lor. Habar n-au. E, dar părțile alea sociale ce și le-au băgat ei, i-au dat banul din mână. Să mai fac ceva Ceaușescu prin fabrici pe acolo, să mai facă niște instalații și chestii din alea, iar eu da repede la toți banii înapoi. Dar fabricile și uzinele, nu. Ălea le-au transformat în societăți comerciale. Ale cui? Ale FSN-ului. Da? Aia a fost treaba. Și auzi ce zice mai departe, ce am zis eu. Acest FSN
a creat chiar și o constituție proprie capitalistă. Dar în anul 1991, după un an, după ce s-a dat legea asta abuzivă, la un an după legea abuzivă din 1990, din care nici jumătate din populația cu drept de vot nu și-a dat acordul pentru ea. Nu știu cum a fost, mi se pare că din 12 milioane de oameni, numai vreo 10 ori dat ștanță pe ea, că au votat-o că da. 20%, vreo 2 milioane, au spus că nu. Și restul, până la 18 milioane cu drept de vot, ăia n-au participat. Copiii de la 0 la 18 ani n-au participat, ca și mine, că n-aveau de unde. Deci numai vreo 10 milioane din 23 de milioane de oameni au ratificat asemenea mizerie. E, și pentru aia 12 milioane care au spus nu și n-au fost la vot, evident că n-au fost de acord cu legea aia, Constituția capitalistă, dar totuși capitaliștii cu 10 milioane de voturi au ratificat Constituția aia. O ciudățenie, nu-i așa? Ar fi trebuit să se împartă 10 milioane de oameni să facă societăți comerciale, fabricile și uzinele, și pentru ei la 12 milioane de oameni, ca proporție, trebuia să rămână cooperativa aia națională a lui Ceaușescu și să ne autoconducem prin referendumuri. Să nu ne mai conducă partide, da? Fiecare pentru el. Și tot așa. Bun. Și eu ce am mai zis mai departe cu Constituția asta? Astfel au definitivat cel mai mare furt din istoria țării, evaluat la 215 miliarde de dolari la nivelul anului 1989, doar pe fabrici și uzine din întreaga avuție națională. Întreaga avuție națională, eu am înțeles că e vreo 500 de miliarde de dolari. Doar fabricile și uzinele sunt vreo 215 miliarde. Restul de avuție națională, fondul locativ, pădurile, subsolul, i-am lăsat tuturor în sinea poveștii, au fost evaluat la vreo 500 de miliarde de euro, de dolari. Bun, dar eu acum mai iau mai mult de fabrici și uzine, că se înțelege mai bine și mai ușor furtul ăsta. No, dacă sunt 215 miliarde, cât ar veni împărțit la 23 de milioane de persoane? Ăștia 215 miliarde face vreo 20.000 de dolari la anul 1989, care înseamnă vreo 3 apartamente, ca ăsta al meu în care stau, la adresa ce am dat-o și în hârtiile astea, 3 apartamente sunt. Un apartament ca asta costa 7.000 de dolari pe vremea lui Ceaușescu. Și dacă trebuie să dea 20.000 de dolari pe fabrici și uzine capitaliștii ca compensație din aia 215 miliarde de dolari, cât făceau toate fabricile și uzinele, ți-ar reieși 3 apartamente de astea ca al meu. Asta e. Deci și acum dacă ar da cei 20.000 de dolari, ar fi puțin. Ce ții în ziua de azi de 20.000 de dolari? Probabil da, avea un apartament ca ăsta al meu de aici. Da, și nu 3. Deci a scăzut aproape de 3 ori acești 20.000 de dolari față de anul 1989. E, ați văzut vreun ban în mână sau ceva, vreo cărămidă, vreun geam, vreo ușă luată de prin fabrică? Domne, e a mea, domne, vreau să-mi construiesc eu ceva acasă cu ea. Și nu tu, capitalistule, să-ți construiești ceva cu ea. Nu, n-ați văzut nimic. Au luat, au tăiat toate fabricile și uzinele, au dus la fier vechi tot. Am înțeles că prin portul Constanța a trecut aproape 50 de milioane de tone de fier. Da, nici măcar nu a fost topit la Sidex. A trecut direct prin portul Constanța și s-a dus în lume toată suma asta de fiare. Numai după fiare, dacă stați să vă gândiți, după fier vechi, pe 50 de milioane de tone ar fi revenit câte 2 tone de fier de persoană. Vă dați seama că cu 2 tone de fiare va fi construit fier betonul pentru o casă întreagă. Va fi făcut porți, garduri din tablele alea. Va fi acoperit casa cu tablă, dacă era veche sau nu avea tablă și așa. E, și
va venit aia 20.000 de dolari? Nu. Va veni tabla acasă? Nu. Geamurile, cărămizile, bolțarii de pe acolo și de prin fabrici, uzine, țevi, toate alea. Va veni ceva în mână? Nu. Deci, capitaliștii voștri, vi le-au stricat din adins. Ăsta a fost din adinsul. Cum mai puteți observa lucrul ăsta? Dom'le, din 1990 până în 1992, PIB-ul, care pe vremea lui Ceaușescu era 50 de miliarde de dolari, a scăzut la 15 miliarde de dolari din 50. Deci a ajuns la 30% PIB-ul. Deci cu asta puteți observa că pur și simplu au vrut să vă distrugă din adins fabricile și uzinele și tot ce aveți voi, ca să se îmbogățească ei pe seama a fabricilor voastre, nu pe fierul vechi din fabricile voastre. Adică pur și simplu au vrut să vă aducă la stadiul de săraci. Așa e. Bun. Mai departe. No, și eu am solicitat așa. Solicit celor de la Spitalul de Psihiatrie să-și ia pacienții capitaliști înapoi în îngrijire, deoarece sunt confuzi și nu judecă bine, pe semne că retardații lor capitaliști de la vârf nu pricep că împușcându-l pe titular, pe Ceaușescu, și dizolvând Partidul Comunist Român, adică statul socialist, proprietatea publică a întregului popor trebuie să ajungă în mâinile ori proprietatea succesorului de drept. Și cine e succesorul de drept? Este întregul popor. Fiecare cetățean având o cotă parte indivisă din aceasta. Nu să ajungă în mâinile capitaliștilor, a FSN-ului, a PNL-ului, a PSD-ului, așa cum s-a întâmplat. Da? Cel puțin pe fabrici și uzine, da? Și chiar și fondul locativ și mai multe lucruri, acolo trebuia neapărat să ajungă pe mâinile voastre în cotă indivisă fabricile astea și toate alea. Că suprafețele și volumele dintr-o țară, cadastru la o țară, mai e de discutat. Că stai că să vedem că noi suntem capitaliști și ești scroci și numai cine vrea să rămână pe public și cine vrea e scroc să fie și să se pună capră unii pe alții, acolo rămâne așa o amestecătură pe juridică. Chiar și la ONU, da? Se poate vorbi treaba asta. Dar în sinea poveștii are și o economie mixtă, știi? Unii care vrea suprafețele și volumele să fie pe public, alții vor pe privat al statului și pe privat al patronului, să-și facă latifundii și alte căcaturi. Foarte bine, dar când te gândești așa, e amestecătură și cooperativă și SRL-uri. Și îți iese de acolo așa, îți iese o economie mixtă. E, și ce suntem noi în ziua de azi? Capitaliști? Capitalism? Așa e. Deci nu e mixtă economia. E furată toată proprietatea publică, trecută în proprietate privată a statului capitalist la PLN-i, ca să poată ei, PLN-i și PSD-i, ca să poată ei să vă vândă proprietatea publică la patroni, să-și facă ei latifundii, fabrici, uzine din cotele voastre indivize, dar vouă să vă dea salariul minim sau să nu aveți servicii nimic. Și ei să decidă pe toate alea. Așa e traseul, da? No. Deci, fabricile și uzinele, de astea mai au prima dată. Pentru că pe volumul și suprafața țării e discutabil. Și are și orice ar fi o economie mixtă, dar nu capitalistă. E, și mă leg de fabricile și uzinele de până în 1989. Ăștia de acum de 30 de ani îi lasă în pace deocamdată. Bun. Și ce am mai zis eu mai departe aici? Astfel, cer Institutului Național de Medicină Legală și tuturor celor care se ocupă de acest caz de o gravitate excepțională, pentru că este excepțională gravitatea, să pună în cămașă de forță și tratați corespunzător cu Leponex, Romparchin și toate lucrurile alea. De ce? Deoarece uzurpatorii capitaliști ai proprietății publice a tuturor, nu? În cotă parte indivisă, se erijează în conducători, în sfătuitori, cum e vedeți pe la televizoare, vânzători, ori distrugători a acestei proprietăți publice. Da?
capitaliștii, nepricepând că nu sunt proprietari pe proprietatea publică, neaducând niciun document de proprietate în această speță. Dar scrie și aici, chiar statul socialist, pe vremea lui Ceaușescu, ca reprezentant al întregii societăți, administrează această avuție. Nu e proprietar pe ea, da? O administrează și conduce opera de dezvoltare a societății. Că aici și-a scrie, da, cum v-am explicat, membrii societății socialiste, ca subiecții relațiilor de proprietate, au o poziție egală față de mijloacele de producție și de rezultatele producției. Ei sunt coproprietari ai avuției naționale. Deci ne-am înțeles cu proprietatea. Și statul socialist, ca reprezentant al întregii societăți, administrează această avuție. Despre asta e vorba, da? Ne-am înțeles cum vine treaba. Mai departe. Și ce am mai zis? Și mai departe, ca să-i provoc pe capitaliști, că n-au niciun document de proprietate pe această proprietate publică. Ori aduc documente insuficiente să acopere întreaga suprafață a țării în metri pătrați, ori în volume în metri cubi. Ăștia din ziua de azi nici măcar cadastru țării nu l-au făcut bine. Se trezesc că, domnule, noi avem mai multe terenuri agricole decât întreaga suprafața țării, știi? Și tot așa, aici am forțat un pic să scoată certificatele de proprietari. Că proprietate personală, că proprietate privată, ori publică, cum zic ei, îi fac să-l scoată afară. Și fiți atenți, ce zic eu mai departe? Astfel, cei care dețin certificate de proprietate publică ori privată, te vor trimite înapoi la cei care le-au oferit aceste certificate de proprietate abuzivă, adică partidele de la puterea capitalistă, PNL, PSD, etc. De ce am spus așa? Păi dacă te duci la Apele Române sau la ocoarele silvice, i-a zis, domne, păi e legea aia și noi administrăm public de pe legea aia. Bun, și legea aia cine a făcut-o? PLN-ul și PSD-ul în Parlament? Da, deci partidele politice le-au oferit titlurile astea de proprietate, că de fapt e o proprietate privată a statului, și cei de la Apele Române sau Ocoalele Silvice merg pe legea aia privată a statului, nici măcar nu fac referendumuri acolo, și acum e ceva normal să fie proprietate publică. De-aia e privata statului la capitaliști. Da? Și administrează cum vor ei. Dom'le, eu fac ce vreau cu pădurea statului, care acum e statul capitalist, care mi-a făcut o lege pentru mine și m-a împroprietărit aproape pe mine, noi care conducem. Că eu decid acolo în păduri cum să se facă lucrurile. Nu noi toți prin referendumuri, așa cum e normal. Pentru că noi suntem coproprietarii pe toată țara asta. Dacă pricepeți, cum vă zic eu. Și toate lucrurile publice, cum e de exemplu hidroelectrica. Hidroelectrica, am înțeles că a făcut acum 1 miliard de euro profit. Păi hidroelectrica e firmă de stat. Da? De ce faci profit? Că noi suntem coproprietarii pe hidroelectrica, pentru că așa scrie în carte. Voi nu mă administrați acolo. De ce veniți să ne luați nouă profit 1 miliard de euro? Că ar fi trebuit să fie non-profit, că suntem coproprietari. Nu ne putem fura unii pe alții. E, stai să vezi că hidroelectrica asta e privată a statului capitalist, a PLN-ului și a PSD-ului. Și PLN-ul și PSD-ul face afaceri pe urma voastră. Și vă iau 1 miliard de euro profit. Și aveți curentul foarte scump. Dar abia puteți să-l plătiți și așa mai departe. Asta vă face. Și de fapt ar fi trebuit să fie non-profit acolo. Miliardul ăla să vă rămână vouă în buzunare. Despre asta e vorba, da? Ei ăștia fac și partidele, fac afaceri pe seama voastră, le dă și coproprietăți și fabrici și uzine la capitaliștilor și ăia să facă profit de pe urma voastră. Și de fapt voi sunteți coproprietari în țara asta. Și voi trebuie să decideți pe cote indiviză tot ce mișcă în țara asta. Da? Că sunteți coproprietari, așa cum am citit acolo. Cum scrie și în
Constituție și toate alea pe acolo. Ei, capitaliștii sunt hoți și nu vă face lucrul ăsta. Deci ne-am înțeles, da? Toate certificatele de proprietate publică, private ale patronului și lucruri din astea, vedeți că partidele capitaliste de la vârf, administratoria de la vârf, i-o împroprietărit pe ăștia să-și facă proprietate privată, ori privată a statului. Da? Hidroelectrică, apele române, ăștia cu pădurile care mai sunt, da? Ocoalele silvice de stat, tot așa. Ăsta e traseul. Partidele de la vârf administrează proprietatea publică, ce o dă cui vor ei. Dacă sunt partide private, cum sunt capitaliștii, vă ia partea aia de coproprietate și o dă la escrocii lor să-și facă latifundii și toate alea și voi să deveniți marginali și să vă pună capră cu salariu minim și din cu acela proprietatea publică adevărată, lăsați-l și pe Ceaușescu, în primul rând vă autoconduceți acolo. Fiecare are cotă parte indiviză și trebuie să decideți oricând despre orice. Cum? Prin referendumuri. Oricând despre orice. Așa ar fi fost normal. Și dacă vă zice că e greu, domne, prin referendumuri să faci și eu ce am zis eu. Nu, domne, poți pe calupii mai mari. Da? Și poți delega și reprezentanți care sunt publici, nu privați, cum sunt capitaliștii. Publici, cum erau comuniștii, de exemplu. Și să lucreze pentru tine. Domne, tu fă pentru mine. În tiparul ăla, fiecare după munca lui și fiecare cu proprietatea lui, ne faci la fiecare, ăla cu partea lui, ăla cu partea lui, ăla cu treaba lui, cu treaba lui. Și tot așa, da, până îți iese referendumul ăla și lucrurile alea cum trebuie. În ziua de azi există calculator, telefon și se poate instantaneu fiecare să apese acolo pe un da, pe un nu, pe un referendum de mai multe tipuri, tot ce vrei tu. Numai ca pe vremea lui Ceaușescu sau secolul XIX să fie greu să votezi, să te duci nu știu unde, să, domne, îți cheamă lumea la vot. Aveți telefoane mobile, internet, calculatoare, în fiecare moment puteți sta pe telefon și să votați pentru voi ce vă doriți voi din cota voastră indivisă din țara voastră. Da? În primul rând, lucruri vitale, da? Mâncare, adăpost, lucruri din astea. Opționalele și alea mai la urmă. Da? Așa se face treaba, da? Nu ce vă îndrugă capitalismul, că, domne, votează-mă dată la 4 ani, că fac eu ceva pentru tine și, de fapt, face pentru escrocilor, cum am scris mai departe. Fiți atenți numai. Auziți ce am spus aici? Roga se proceda cu maximă atenție și prudență, deoarece capitaliștii sunt foarte periculoși. Au în dotare poliția politică, procuratura politică, SRI politic, judecătoria politică, cu care caută să ne extermină pe cei care ne cerem drepturile. Dar și pe cei care nu conștientizează acest drept de succesiune pe proprietatea publică. Da? De ce am zis așa cu poliția politică? Pentru că poliția politică și judecătoria politică aplică legile făcute de cine? De PLN și PSD de sus, care administrează proprietatea publică a tuturor. Da? Și ce administrează? Păi stai să vezi că noi am dat certificate de proprietate privată la escrocii noștri, la patroni. Da? Și atunci ce spețe judecă ăia? Poliția politică pe cine prinde? Păi pe voi sărăcanii care v-au marginalizat și protejează pe escrocii lor, cei cu afaceri, cei cu latifundii și toate alea pe acolo, dacă pricepeți faza. De aici poliție politică și judecătorie politică, pentru că vine de sus, de la partid. Dacă ar fi fost să nu fie politică, era fără partide și era autoconducere acolo și poliția era o poliție socială ceva. Domne, să meargă proprietatea publică a tuturor, fiecare cu partea lui de coproprietate națională, fiecare cu decizia lui, fiecare după munca lui și lucruri din astea. Da? Se decidea la judecătorie, la spețele lor de pe acolo. Poliția, la fel, venea tot să rezolve probleme de astea, dar acum ce rezolvă? Probleme pro-capitaliste, pro-PLN, pro-proprietate publică, privată și voi, marginalizații, vai steaua voastră. Furați o găină, luați 3 ani, 5 ani de pușcărie,
escrocul fură miliarde și ia un an cu suspendare sau nimic. E, asta e, de-aia e poliție politică și judecătorie politică și SRI politic și toate alea. Dar ăsta e conceptul, da? Să nu fie vreo neînțeleasă. Și auziți ce am mai zis pe acolo? Pe lângă cei care nu conștientizează acest drept de succesiune pe proprietatea publică, după 89, da? Trebuie să fim succesori. Și zic eu, deoarece sunt mințiți în continuu să vină la alegeri abuzive, pentru că sunt create de ei, odată la 4 ani, ai creat tu, odată la 4 ani, chestia asta cu votatul? Nu! În sinea poveștii e referendum, oricând, despre orice. Nu mă chem tu pe mine odată la 4 ani și îmi pui cota aia de 50% și 50%, peste 50% o trecut, sub 50% o pierdut. Nu, nu e așa. Pe referendumuri poate să fie, domne, ăia care au făcut 50% le facem într-un fel, ăia cu 50% în ălălalt fel. Sau diferite alte mecanisme de genul ăsta. Da? Deci e o invenție capitalistă alegerile la 4 ani. Da? Și voi sunteți mințiți continuu să veniți la alegeri abuzive odată la 4 ani pentru că uzurpatorii proprietății publice, capitaliștii, să rămână la putere și să nenorocească în continuare proprietatea publică și pe noi toți, așa cum vedeți și în realitate. Mai departe, referendumurile publice rămânând un articol nedorit din Constituția din 1991. Ați văzut vreun referendum în ultima vreme? Nu! Acum 10 ani cu Jos Băsescu, știi? Neinteresant! Referendumul e oricând despre orice. Că economie, că politică, că probleme sociale, că probleme locale, județene, oricând despre orice. S-a făcut ceva? Nu. Deci un articol nedorit din Constituție. Dacă se fac referendumuri, capitalismul începe să scârție, da? Că lumea se trage spre economie mixtă și spre autoconducere. Și capitalismul și totalitarii capitaliști nu vor așa ceva să se întâmple, da? Bun. Mai departe, auziți, aceștia făcând, capitaliștii, în ultimă instanță, o economie de margine pentru a acumula averi imense, de care evident că nici nu au nevoie, pe seama poporului marginalizat și deposedat de dreptul de succesiune legală în cotă parte indiviză. Da? Așa era, sunteți marginalizați. Da? De ce e o economie de margine? Pentru că nu e o economie bună. Economia de margine, toți deveniți marginali atunci când vi se ia partea voastră de coproprietate și rămâne în administrația PLN-ului, sus, la vârf, la societate. Da? Și deveniți marginali. Păi, domnule, eu nu mai am nimic. Eu nu mai am nici decizie, nici partea mea de coproprietate națională. Și devin marginalizat și deposedat de dreptul de succesiune legală ce revenea de pe Partidul Comunist de după 89. Am zis bine, da? Și de-aia, din cauza asta, capitaliștii fac lucrurile astea ca să poată să vă vândă părțile voastre de coproprietate națională la escrocilor sau la străini și așa mai departe. Bun, și am încheiat cu: personal vă rog să procedați la prinderea lor, a capitaliștilor, inclusiv cu tranquilizante puternice, căci sunt foarte agresivi, sălbatici și reacționari feroce. Asta e. Vreau ca hârtiile astea să-mi rămână așa și public o să le pun, pentru că atunci când o să particip la alegeri anul viitor și o să le câștig, cu lucrurile astea am să merg și în instanțe și la spitale de psihiatrie și să-i rezolvăm pe capitaliști, pe uzurpatorii proprietății publice.